din nou la un video în 5 minute. Eu azi vreau să vă arăt cum putem să folosim un fir relativ subțire în 3, da? Să nu folosim din 3 bobine, pentru că mai ales firele integrate nici nu o să le nimerim exact, o să pierdem foarte mult fir. Vom folosi acest fir în 3, da? Acest fir se lucrează cu 4,5 la andrele și cu 3 mm la croșetă. Eu, pentru firul, când vreau să pun firul în 2, pun o dată și jumătate. Deci, dacă aș fi făcut cu firul în 2, aș fi pus 4 plus 2 mm, 6 mm aș fi lucrat, da? La andrele. Și 4,5 la croșetă. La firul în 3 pun fix dublu, da? Deci dacă am 4,5, pot să pun 8 sau 9. Eu o să pun 8 la andrele, da? 8 mm la andrele și 6 mm, pentru că e cu 3 mm, la croșete, da? Cred că am pus-o invers. Așa. Să vă arăt cum punem firul în 3 dintr-o singură bobină, da? Prima dată întindem capătul. Mai întindem o dată înspre capăt. Să facem o buclă așa ca un Z, S, ca un S, da? Merge. Așa. Începem de la capăt. Începem cu croșeta, da? Ca și cum am lucrat în 3, da? Facem câțiva ochi de lanț. 2, 3. Deja vedem că ne apropiem de zona cu un singur fir, da? Prin bucla aceasta luăm firul care e singur și creăm altă buclă, da? Mai facem câțiva ochi de lanț. Așa. Și am ajuns din nou la buclă. Asta e tot ce trebuie să faceți, da? Când ajungem aproape de buclă, luăm firul și îl trecem prin buclă. Luăm firul care e singur și îl trecem prin buclă. Și așa vom avea firul în 3. Da? Vedeți? La lucrat nu se cunoaște deloc unde am făcut trecerea prin buclă. Voiam să vă arăt și la andrele același lucru, da? Deci pur și simplu am desfăcut ce am lucrat la croșetă și acum voi face la andrele o mică mostră, 12 ochi am eu aici, da? La andrele buclele vor fi, se vor face mai rar, pentru că la andrele folosim mai puțin fier. Voi lucra puțin punct leneș aici, da? Ca să ajung să vă arăt că merge exact același lucru de făcut, da? Deci am ajuns la buclă, da? Trag firul prin buclă, așa, și tragem cât considerăm că avem nevoie ca să nu ne încălcim, da? Pur și simplu tragem de fir. Poate să fie și mai lung și mai scurt, lăsăm. Așa lucrăm cu firul în 3 până ajungem din nou la buclă. Deci asta e tot ce facem ca să putem avea firul în 3. Da? Deci țineți minte, pentru firul în 3, un singur fir în 3, la atât la croșetă cât și la andrele, folosim numărul dublu ce e scris aici la numărul de andrele folosit sau croșetă folosită, da? Pentru firul în 2 folosim 1,5. Acesta era firul meu, papatia batic, dacă vă ajută cu ceva. Sper că v-am fost de folos, spor la treabă!